Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și discutăm acum despre întâlnirea de gradul zero pe plan internațional. I-ați văzut puțin mai devreme în imagini pe doi dintre cei mai puternici lideri ai lumii. Este vorba despre Xi Jinping și Joe Biden. Alături de mine în platou, jurnalistul Digi24, Florin Negruțiu. Bună ziua, Florin, mulțumesc că ești alături de noi. Ce spun aceste imagini pe care tocmai le-am văzut? Am remarcat și limbajul non-verbal. Xi Jinping, puțin cam distant, mi s-a părut? Nu sunt doi dintre cei mai importanți oameni de pe planetă, cred că sunt chiar cei mai importanți oameni de pe planetă. Vorbim mai încet să nu audă Putin. Dar, în mod evident, China și Statele Unite, sau Statele Unite și China, sunt cele mai mari economii de pe planetă, iar aceștia sunt liderii celor mai importante economii ale lumii. Întâlnirea este una extrem de importantă, chiar dacă ea nu va rezolva mare lucru, așteptările sunt mici. De fapt, ăsta este singurul lucru comun la cei doi. Amândoi vin cu așteptări mici de la această întâlnire, pentru că tensiunile dintre cele două țări sunt cele mai mari din urmă cu, din ultimii, nu știu, 10 ani, să spunem. De cealaltă parte au și interese economice? Sigur. Ei nu sunt la prima întâlnire, se știu foarte bine. Președintele Biden spunea la un moment dat că am petrecut mai mult timp cu el, cu Xi, decât cu orice lider mondial. Dar asta se întâmpla înainte să devină președinte al Statelor Unite. Asta este prima întâlnire de când Joe Biden este președinte al Statelor Unite. Se știu însă foarte bine din perioada în care Biden era vicepreședintele lui Barack Obama și avea un interes special asupra Chinei. Uite, am găsit un discurs de acum 10 ani a lui Biden. În 2011 era la Beijing și spunea așa: great optimism about the next 30 years. Era extrem de optimist în legătură cu următorii 30 de ani, pentru că suntem egal și prieteni, spunea atunci Biden, anticipând 3 decenii de colaborare excepțională cu China. E, nu s-a adeverit previziunea. Cele două țări sunt, așa cum spuneam, la cel mai înalt rece. Temperatura este foarte rece între cele două țări. Motivele sunt multe. În ciuda faptului că Biden, vezi, vine destul de jovial, cu mâna întinsă către președintele chinez. Președintele chinez este mai poker face, dar totuși îi sesizezi un zâmbet pe față. Spuneam că problemele sunt multe și distanța dintre cele două țări a devenit tot mai mare pe măsură ce interesele americano-chineze au intrat în coliziune. Evident, este vorba despre Taiwan și despre vizita pe care președintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a făcut-o anul ăsta în Taiwan, ceea ce i-a nebunit pe chineză. A fost o vie emoție atunci în China, au condamnat această vizită și are legătură nu doar cu vizita în sine, are legătură cu ceea ce Biden a făcut în ultimul an și jumătate. A ieșit din ceea ce se numește ambiguitate diplomatică sau strategică față de China în privința Taiwanului. Deci, până acum, Statele Unite au fost ambigue în legătură cu soluționarea situației din Taiwan. Anul ăsta, Biden a spus foarte clar, dacă Taiwanul va fi atacat de China, noi vom apăra Taiwanul. Ceea ce, evident, a escaladat foarte mult tensiunile dintre cele două țări. Dar Taiwan nu este singura problemă. Mai sunt multe. Drepturile omului, genocidul contra minorității uigure din China, condamnat de Statele Unite, problema Coreei de Nord și, evident, războiul din Ucraina. Dacă vrei, putem vorbi despre asta, că ne interesează mai mult pe noi aici războiul din Ucraina și cum se poziționează China. Pentru că tot aminteai de războiul din Ucraina, am văzut cele două prezențe extrem de importante. Aș dori să discutăm și despre marele absent, Vladimir Putin. L-a trimis în locul său pe Sergei Lavrov, despre care deja au apărut speculații în presa locală că i s-ar fi făcut rău și ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale. Ministerul pe care îl conduce a dezmințit această informație. De ce crezi că nu a participat Vladimir Putin? Îi este teamă de ceva? Uite, Lavrov poate a văzut un geam deschis și, Doamne ferește, i s-a făcut rău. Mai glumim și noi că așa se poartă războiul ăsta pe partea asta, unde
sunt spectator la... Putin nu a participat pentru că vrea să evite o întâlnire cu adversarii și nici nu prea are prieteni în lume. Bănuiesc că omul acesta este extrem de izolat, în ciuda faptului că încearcă să-și facă niște alianțe locale, este foarte izolat, este omul bolnav al lumii. Uite, faptul că președintele american se întâlnește cu președintele chinez și vedem imaginile astea care sunt transmise de televiziune din întreaga lume, e o veste proastă pentru Vladimir Putin, care spera că China va juca cu Rusia. Da, China n-a jucat cu Rusia. China a dat niște declarații de susținere, așa, la modul general. Dar până acum nu există niciun fel de dovezi că China ar fi furnizat armament Rusiei. China nu are prieteni în lume, în general. Iar faptul că Rusia este extrem de vulnerabilă acum și că Rusia devine din ce în ce mai mică în urma acestui război și mai dependentă de piața chineză, nu este, e o veste bună pentru China. În același timp, China nu poate să facă ce face Rusia. Rusia este o țară care se bazează pe faptul că își vinde resursele naturale și asta este economia, mare economie rusă. Da? Își vinde petrolul, își vinde gazele, își vinde pădurile, își vinde minereurile. China își vinde forța de muncă ieftină. Deci China, spre deosebire de Rusia, depinde de piața globală. Este atelierul, este fabrica întregii lumi. Ori China nu-și permite să intre într-un conflict cu Statele Unite pe față, într-un conflict deschis cu Statele Unite, cu lumea, cu Europa, cu Uniunea Europeană, pentru că piețele sunt interconectate. Și așa economia chineză suferă după politica zero COVID și după creșterea prețurilor la transport și la energie și relocări și așa mai departe. Deci China face acest balans între Rusia și Statele Unite, dar imaginile astea parcă ne arată faptul că Rusia, că China vrea să facă parte din lume, spre deosebire de Rusia, care a decis să ridice așa un gard de sârmă ghimpată între ea și restul lumii.